Excelența voastră, domnule ministru, secretar de stat, stimate domnule rector, stimatele domnule președinte, stimați invitați din țară și din străinătate, stimați reprezentanți ai Ministerului Educației și a Universităților, domnule primar, dragi absolvenți, iubiți credincioși, în calitate de președinte al Consiliului Județean Arad, vă mulțumesc pentru onoarea de a sărbători alături de dumneavoastră centenarul Institutului Teologic Baptist din București. Istoria ne învață că începuturile mișcării protestante evanghelice din țara noastră se leagă strâns de spațiul arădean, de emigranții plecați de aici peste ocean înaintea primului război mondial și reveniți mai apoi în comunele din jurul Aradului, unde au înființat biserici după modelul american. De aceea apreciez în mod deosebit faptul că ne faceți părtași la această sărbătoare, care este o sărbătoare deopotrivă a credincioșilor baptiști din România, cât și a credincioșilor baptiști din diaspora românească. Dar este și o sărbătoare a Aradului și a acelor arădeni curajoși și demni, care cu mai bine de 100 de ani în urmă au ales o cale diferită, o cale curajoasă. La acest moment aniversar, dincolo de a ne raporta la centenarul Institutului Teologic Baptist din România, vă invit să acordăm atenția și respectul cuvenite celor care în secolul trecut, pășind în necunoscutul ostil, și-au asumat să aducă în România de astăzi o religie nouă și să-și manifeste credința în Dumnezeu așa cum au considerat că li se potrivește mai bine. Această credință este un resort intim, iar pentru mine, în calitate de președinte al Consiliului Județean și, sigur, în calitate de creștin, cu adevărat important este ca oamenii din jurul meu să trăiască după valori creștine, să-și respecte semenii și diversitatea lor cultural-religioasă și să contribuie astfel la dezvoltarea unei construcții societale corecte pentru familie, pentru stat, pentru viitor. Vă doresc mulți ani de activitate și vă felicit pentru ce ați făcut până astăzi, la nivel local, la nivel național și, sigur, în lumea largă. Vă rog să mă considerați un prieten și un partener al dumneavoastră în toate proiectele pe care le întreprindeți. Și aș dori, înainte de a încheia acest scurt discurs, să vă invit să organizăm la sediul Consiliului Județean Arad o expoziție și poate o conferință dedicată istoriei mișcării baptiste din județul nostru și în România, profitând și de suportul Institutului Teologic Baptist de la București, dar și de documentația bogată care ne stă la dispoziție cu privire la rolul Aradului la începuturile mișcării baptiste românești. Vă mulțumesc și Dumnezeu să ne binecuvânteze!